tuturor și bine ați venit sau reveniți pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un clip cu ceea ce am cumpărat eu din Kaufland, tocmai ce am venit de la cumpărături și am cumpărat mai multe chestii, atât carne cât și chestii din astea de pentru casă și haideți să le luăm pe rând. Întâi vreau să încep cu apa asta, am luat un box, dar nu știu ce m-a dus-o doar pe asta aici, adică n-am apucat să o iau, să iau tot boxul din mașină că nu mai aveam cum să le cărăm. Mai am și stați că o iau de aici. O rolă din asta de bucătărie de la Kaufland, asta a fost vreo 13 lei. Ok, stați să mă dau mai pe mijloc să mă vedeți mai bine. Ok. Și hai să începem cu prima pungă pe care o am aici. Stai să vă zic și cât am dat. Deci, vreau să mai am în mașină un bac de apă plată, unul de apă minerală și un ouă din aia de hârtie igienică și în total am dat 425. Ok. Prima oară am aici un ketchup dulce la minut. Mie nu-mi place ketchup, iubitul meu l-a luat. Eu nu suport ketchup-ul, nu știu de ce. Și mai am și un sos remulat, ăsta îmi place mie. Ăsta este vreo 9 lei, 10 lei pe acolo. Tot iubitul meu a mai luat și un Kinder din ăsta cu 24 de ciocolățele din ăsta. Nici nu știu cât a fost, 13 lei s-ar putea, habar n-am. Dar sunt mai multe și mie îmi plac, numai că lui îi plac mai mult astea. Mai luat și niște roșii din astea Roma. Am luat și săptămâna trecută și mi s-au părut destul de bune. Au fost, cred că, vreo 6 lei și au 250 de grame. Chiar mi s-au părut gustoase. Nu știu din ce țară sunt. Spania, văd că. Nu au ele un miros prea ok, sau cel puțin nu-l simt, dar v-am zis că am luat săptămâna trecută și mi-au plăcut. Dar mi se pare că ele erau din Olanda. Da, cred că da. Sper să fie și astea bune, totuși. Am mai luat și niște lămâi pentru limonadă sau, nu știu, eu mai împun lămâie peste legume sau peste, nu știu, nici nu mai știu în ce împun. Împun mai multe. Peste broccoli mai împun. Am mai luat și o conservă din asta de mazăre, care cred că a fost vreo 7 lei, parcă. Am luat aici telemea de la Rarăuri și săptămâna trecută am luat și mi s-a părut foarte bună. Am dat pe 480 de grame 18 lei. E de la vitrinele acelea. Mie mi s-a părut bună și a plăcut și iubitul meu, deci cred că chiar e bună. Am mai luat niște măsline colosal, fără sâmburi. Am dat 5 lei pe ele. Erau la vitrinele alea de unde iei tu direct produsul. Am mai luat și o conservă de porumb. Una de fasole din aceasta și mai am una de fasole, da, încă una de fasole. De ce le-am luat eu albe, nu știu, dar mă rog. Mai departe, am luat doi avocado din aceștia care sunt numai buni de mâncat. Uite, aici mai folosesc lămâia la avocado. Am luat pombăr, sau pombăr, nu pombăr, cu cașcaval, ăsta îmi place și mie. Și am mai luat și o pâine din aceasta, Stella Franzella. E o pâine din asta basic, dar e destul de gustoasă. Nici nu vreau să mă uit pe ingrediente, că oricum știu că e cu prostii în ea, dar nu mai contează. Iubitul meu a mai luat și o Milka cu cremă de, cu cacao, de fapt. Am luat un recipient din ăsta în care să-mi pun, cum se cheamă, tacâmurile după ce le spăl. Ăsta a fost vreo 10 lei. Eu am unul, numai că este cam micuț. Și nu-mi încap ca lumea chestiile în el, așa că l-am luat pe ăsta, v-am zis, era 10 lei de la 17 lei redus. Am mai luat și niște banane pe care am dat 5 lei 70 și era 4 lei kilogramul. Iubitul meu și-a mai luat și o pungă de chipsuri. Punga asta n-am văzut-o când a pus-o. Am mai luat și niște castraveciori din aceștia cu cornișon, cu miere, cred că sunt. Că văd aici ceva cu miere, deci probabil sunt cu miere. Mi-am luat și cafea pentru că nu mai aveam. Astăzi am băut ultima capsulă din asta. Asta e vreo 26 de lei acum. Minunat. Mi-am luat. E ceva umed pe aici, sper să nu fi curs prea... de la măsline a curs. Super. Am luat un sirop din ăsta de soc pe care vreau să îl pun la limonadă. Chiar o să încerc să-mi fac asta să văd cum iese și sunt curioasă ce gust are. Dacă pot să desfac, da, pot. Nu știu dacă știți, dar de multe... Opa, pare bun la gust.
pare foarte dulce. Și abia aștept să-mi fac limonadă cu din ăsta de soc și mai am și mentă prin casă, proaspătă. Mă rog, proaspătă. E proaspătă, numai că am pus eu la congelator ca să fie, să nu se strice. Am mai luat și un castravete din ăsta. Apropo, ăsta cu soc a fost 8 lei sau 7 lei și ceva. Am mai luat și niște caise pe care am dat 5 lei și au 400 de, am luat de 400 de grame, iar kilogramul este 13 lei. Am mai luat și usturoi, că nu mai aveam în casă. Am mai găsit niște alune. Vai da, a curs din, de la măslinile alea. Minunat. Și nu mai am măsline miroase. Am mai luat și o pungă de asta cu alune în miere. Sper să fie bune. A fost 8 lei și are 300 de grame. Ia să și gustăm dacă pot să desfac. Sunt bune. Nu sunt extrem de dulci. Cei de la Natline au scos niște caserole, nu știu cum să le zic, conserve mai bine. Mai bine spus, tot așa cu miere. Alea sunt mult mai dulci. Astea nu sunt chiar atât de dulci. Am mai luat și o brânză din asta de paste. Doi ardei capia, care sunt și ei plini de zeamă din aceea de la lămâi. Am luat niște ceapă. Kinder felie de lapte. Asta l-a luat iubitul meu, v-am zis. Am și o conservă de năut. Mie mi se pare foarte bun năutul ăsta de la Kaufland. Nu ca și cum până acum am mâncat eu foarte mult năut, dar l-am cumpărat ca să-l pun acum ceva timp, am cumpărat ca să-l pun în salată. Și am zis că, mă, dacă o să-mi placă, o să mai cumpăr și mi se pare că are un gust foarte bun. Și o să-l mai pun, nu știu, în salată, văd eu în ce-l mai pun. Am mai luat aici și o rodie. De fapt, mai este una, dar nu mai știu pe unde este. Și e gata prima pungă și trecem la următoarea. Am luat un kilogram de carne tocată de porc, niște mușchiulezi din ăsta de pui de la țara mea. Iubitul meu a zis să le luăm pe astea că sunt deja tăiate. Mie mi-ar fi plăcut din acelea puțin mai mari și le filetam eu, dar mă rog. Am mai luat și o cutie din asta de paste de la Parila. S-au făcut vreo 6,50 lei pastele astea, Dumnezeule. Nu mai țin nimic. Am mai luat și niște roșii pasate pentru ciorbă, văd eu la ce le mai pun. Un lapte, nu e ca și cum noi consumăm foarte mult lapte, pentru că foarte rar mănânc eu dimineața lapte cu cereale, dar acum cum a venit vara, mi-am scos și eu cutia de iced coffee și o să fac cu lapte și sigur va fi super, super, super bună. Da, am mai luat și niște cafcane de gândaci, stând la bloc. Eu stau și la etajul 10, dar nu știu cum, Dumnezeule, chiar și la etajul 10 mai ajung gândaci. Și până acum, cred că în iarnă, până în iarnă am avut capcane din astea, am văzut că nu mai am gândaci. Bine, nu vă gândiți că sunt foarte mulți, mai am câte unul, dar mă sperie. Și am luat acum vreo 2-3 ani capcane din astea și le-am ținut până în iarnă acum, când am văzut că nu mai stau, hai să le schimb, că mă gândesc că poate și chestia care există în interior, lichid sau habar nu am ce... ce există, s-a dus, na, nu mai e bună și am zis că o să cumpăr altele, cum n-am mai avut gândaci, am zis că nu mai trebuie, dar acum că a venit căldura, din nou am văzut un gândac în bucătărie și unul în baie și am luat capcane din astea. Sunt 3, nu există, omoară continuu gândacii timp de 3 luni, omoară și ouăle gândacilor și omoară chiar și gândacii ascunși. Sunt 6 capcane, nu știu ce am crezut că sunt 3. Și au fost 15 lei, dacă nu mă înșel. Vi le și arăt. Sunt câte două așa, sunt în plastice și nu e nimic toxic, adică e un plastic, poți să pui mâna. Ideea este că, nu știu dacă vezi, ba da, se văd. Sunt niște găurele unde gândacii practic sunt atrași și iau hrana, asta cred că este un fel de hrană pentru ei, și le duc în cuiburile lor și practic așa omoară gândacii. Mi-aduc aminte, stați că vă foșnei, mi-aduc aminte când m-am mutat în București, chiar erau mult mai mulți gândaci, cel puțin în baie aveam atunci și mi-am luat capcanele astea și dimineața mă trezea cu gândaci așa morți și era ceva horror pentru mine, pentru că mi se foarte frică. Așa că dacă stați la bloc și nu numai, că mă gândesc că și la case există așa ceva, există gândaci, astea sunt super, super bune, sunt 6 capcane și am dat vreo 14 lei, dacă nu mă înșel, am și bonul aici, aș putea să mă uit.
Stați că le găsesc imediat și vă zic. Da, 15 lei a fost. Deci mi se pare super bun și chiar sunt foarte... dau roade. Adică nu mai apar după gândaci. Am mai luat și două iaurturi din astea în stil grecesc de la Danone. Nu le-am mai testat pe astea. Sper să fie bune. Am cumpărat și un gel de duș. Noi voiam ceva care să fie cu mentă. N-am găsit nimic. Mi-aduc aminte că anul trecut am luat din BBT sau din farmacia Tei un gel de duș de la Jaya care avea mentă și chiar era super ok. N-am mai găsit de data asta și l-am luat pe ăsta de la Adidas care se numește Fresh Cool Mint, care are el așa o chestie de mentă și pare oarecum fresh. Și am zis că hai să luăm pe ăsta să-l testăm. Ăsta a fost vreo 15 lei. Am mai luat și o soluție din asta de spălat pe jos, care se numește Lily of the Valley Nevos. Nu știu cum miroase, că nu le-am mirosit. Miroase drăguț, miroase a flori. Și a fost și vreo 7 lei ăsta, deci n-am dat mult pe el. Mie îmi place mult mai mult Asevi, dar iubitul meu zice că lui nu-i place și că să nu mai cumpărăm de el, așa că l-am cumpărat pe ăsta să-l testăm. Am mai cumpărat și o făină din asta, marcă proprie Kaufland, albă de grâu superioară, făină până la urmă. Condiment de carne tocată. Am mai luat și un, cum se cheamă, ovăz cu ciocolată, cred că este, da, care arată cam așa. L-am văzut acolo și am zis, hai să-l încerc. Mi se pare că l-am mai mâncat pe ăsta, dacă nu mă înșel. Am luat și un zahăr, pentru că trebuie să fie la casa omului și zahăr. O conservă de fasole din asta roșie pentru salată. Eu vreau să mai fac o salată cu cușcuș și am să pun și... cum se cheamă? Și fasole din aceea. Am luat câțiva morcovi, erau foarte mici, dar aveam nevoie de morcov în casă. Mai luat și un sac de 2 kg și jumătate de cartofi. Ăștia au fost 10 lei. Am mai luat și un delicat din ăsta. Știu că nu este sănătos, știu că are multe prostii, dar este gustos până la urmă și da. Am mai luat și un condiment pentru chiftele. Un piper din ăsta boabe ca să-l pun eu în râșniță. Am mai și niște, cum se cheamă, dar n-am luat cotlet? A, ba da. Cotlet. Nu știu de ce am avut impresia că n-am luat cotlet. Dar scrie până la urmă aici undeva jos micuț cotlet, deci e ok. Și ce mai am? Mai am o din asta cu foi de dafin, o din asta cu pătrunjel și un condiment pentru salate. N-am mai luat din asta, nu știu cum este, mă rog. Poți să-l faci cu sos de aur sau cu sos vinegret. O să văd cum este, sper să fie bun. Mai avem un suc, un Pepsi, o rodie, că v-am zis că am luat două și cred că astea sunt toate cumpărăturile. Aba nu, mai am un zuz din acesta stors, care mi-e place foarte, foarte mult. Este un iaurt bun și e și ok pe calorii. Asta fiind spuse, cam astea sunt și cumpărăturile mele de astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, știu că vă plac foarte mult clipurile astea pentru că văd din vizualizările pe care voi le faceți atunci când postez clipuri cu diverse cumpărături și nu doar Kaufland, ci pur și simplu tot ce ține de cumpărături. Știu că sunt clipurile voastre preferate și încerc ca ori de câte ori pot și ori de câte ori cumpăr mai multe chestii sau sunt mai interesante să vi le filmez, să vi le arăt, pentru că de foarte multe ori îmi lăsați și comentarii că am mai testat chestia aia, pot să încerci nu știu ce sau mă rog. Diverse comentarii care pe mine, nu știu, poate mă ajută pentru că mai învăț și eu chestii și mai cumpăr chestii despre care poate n-am auzit. Plus că mi se pare un clip foarte util pentru că și eu îl mai văd la alte persoane și mă mai inspir și mai văd ce aș mai putea cumpăra și ce ar putea să mă mai ajute. Asta fiind spus, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la mine și la clipul meu. Noi ne revedem la următorul clip. V-am pupat! Pa, pa!